O antologie a lecturilor cuvintelor lui Dumnezeu atotputernic. Adevărul lăuntric al lucrării de cucerire. 1. Omenirea, prea coruptă de Satana, nu știe că există un Dumnezeu și s-a oprit din a se închina lui Dumnezeu. La început, când Adam și Eva au fost creați, slava și mărturia lui Iahve au fost mereu prezente. Dar după ce a fost corupt, omul și-a pierdut slava și mărturia pentru că toți s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și s-au oprit cu totul din a-L slăvi. Lucrarea de cucerire de astăzi este de a recupera toate mărturiile și toată gloria și de a face ca toți oamenii să se închine lui Dumnezeu, astfel încât să existe mărturie printre cei creați. Acest lucru trebuie făcut în această etapă a lucrării. Cum anume va fi cucerită omenirea? Se va face prin folosirea acestei lucrări a cuvintelor pentru a-l convinge pe om pe deplin, prin folosirea dezvăluirii, a judecății, a mustrării și a blestemului nemilos pentru a-l subjuga complet, și prin dezvăluirea răzvrătirii omului și a judecării opoziției sale, astfel încât să poată cunoaște nedreptatea și ticăloșia omenirii care vor fi folosite pentru a releva firea dreaptă a lui Dumnezeu. În special, folosirea acestor cuvinte va cuceri omul și îl va convinge pe deplin. Cuvintele sunt mijloacele pentru cucerirea finală a omenirii, iar toți cei care acceptă cucerirea trebuie să accepte lovitura puternică și judecata cuvintelor. Procesul actual de vorbire este procesul de cucerire. Cum anume ar trebui oamenii să coopereze? Prin a mânca și a bea aceste cuvinte în mod eficient și a le înțelege. Oamenii nu pot deveni cuceriți de unii singuri. Tu trebuie, prin a mânca și a bea aceste cuvinte, să ajungi să-ți cunoști stricăciunea și murdăria, răzvrătirea și nedreptatea ta și să cazi înaintea lui Dumnezeu. Dacă poți să înțelegi voia lui Dumnezeu și apoi să o pui în practică, și mai mult, dacă ai viziunea și poți să asculți în întregime aceste cuvinte și să nu îți exerciți niciuna dintre alegerile proprii, atunci vei fi cucerit. Și aceste cuvinte vor fi cele care te-au cucerit. De ce a pierdut omenirea mărturia? Pentru că nimeni nu are încredere în Dumnezeu și nu-L mai păstrează deloc pe Dumnezeu în inima lui. Cucerirea omenirii înseamnă a le reda oamenilor această credință. Oamenii tind mereu spre lume, nutrind prea multe speranțe, dorind prea multe pentru viitorul lor și având prea multe cereri extravagante. Ei întotdeauna se gândesc la trupul lor și fac planuri pentru acesta și nu sunt niciodată interesați să caute calea credinței în Dumnezeu. Inimile lor au fost capturate de Satana și au pierdut respectul față de Dumnezeu și își dedică inima Satanei. Dar omul a fost creat de Dumnezeu. Astfel, omul a pierdut mărturia, adică a pierdut slava lui Dumnezeu. Scopul cuceririi omenirii este de a folosi din nou gloria respectului omului față de Dumnezeu. Poate fi formulat în felul acesta. Există mulți oameni care nu urmăresc viața. Chiar dacă există unii, pot fi numărați pe degete. Viitorul e cel care îi preocupă cel mai mult pe oameni și nu acordă nicio atenție vieții. Unii oameni se răzvrătesc și se împotrivesc lui Dumnezeu, îl judecă pe la spate și nu practică adevărul. Deocamdată îi ignor pe acești oameni și mă abțin de la a mă ocupa de această clasă de fii ai răzvrătirii pentru moment. În viitor, veți trăi în întuneric, plângând și scrâșnind din dinți. Nu simți prețioasa lumină atunci când trăiești în aceasta, dar vei fi conștient de cât de prețioasă este odată ce vei trăi în noaptea întunecată. Atunci îți va părea rău. Acum te simți bine, dar va veni ziua când îți va părea rău. Când ziua aceea va veni și întunericul va coborî și lumina nu va mai fi, regretele tale vor fi prea târzii, deoarece încă nu înțelegi lucrarea prezentă, nu reușești să-ți prețuiești acum timpul.
odată cu începerea lucrării întregului univers, adică atunci când tot ce spun eu astăzi se va împlini, mulți oameni vor plânge amarnic. Nu ține aceasta de întuneric, cu plânsul și scrâșnirea dinților? Toți oamenii care urmăresc viața cu adevărat și sunt împliniți vor putea fi folosiți, în timp ce toți fiii răzvrătirii, care nu sunt potriviți pentru a fi folosiți, vor cădea în întuneric, fără să primească nicio lucrare a Duhului Sfânt și fără să fie în stare să înțeleagă nimic. Astfel vor ajunge să fie pedepsiți pentru a jeli și a plânge. Dacă ești bine înzestrat în această fază a lucrării și viața ta s-a maturizat, atunci ești o persoană potrivită pentru a fi folosită. Dacă ești prea puțin înzestrat, atunci chiar dacă vei fi folosit pentru următoarea fază a lucrării, vei fi nepotrivit. În acel moment, chiar dacă îți vei dori să te înzestrezi, oportunitatea va fi trecut. Dumnezeu va fi plecat. Unde ar trebui apoi să găsești acea ocazie care este în fața ta acum și unde te-ai duce apoi să primești practica pe care Dumnezeu o oferă personal? În acel moment, nu Dumnezeu va fi cel care vă va vorbi personal sau cel care își va face vocea auzită. Vei putea citi doar ceea ce se spune astăzi. Cum ai putea să înțelegi cu ușurință? Cum ar putea viața ulterioară să fie egală cu cea de astăzi? În acel moment, plânsul tău și scrâșnirea dinților nu vor fi suferința unei morți vii? Binecuvântarea ți se acordă acum, dar nu știi cum să te bucuri de aceasta. Trăiești în binecuvântare, dar nu îți dai seama. Acest lucru dovedește că ești sortit să suferi. În prezent, unii oameni se împotrivesc, unii se răzvrătesc, unii fac una sau alta. Pur și simplu vă ignor. Să nu credeți că sunt surprins de acele activități ale voastre. Nu înțeleg esența voastră? De ce continui împotriva mea? Nu pentru binele tău urmărești viața și binecuvântarea? Nu este pentru binele tău să ai credință? În momentul de față, eu doar fac lucrarea de cucerire cu ale mele cuvinte. Odată ce această lucrare de cucerire se va încheia, sfârșitul tău va fi evident. Trebuie să fiu mai clar? Lucrarea actuală de cucerire este o lucrare menită să clarifice cum va fi sfârșitul omului. De ce spun că mustrarea și judecata de astăzi sunt hotărârea în fața marelui tron alb al zilelor de pe urmă? Nu vezi asta? De ce lucrarea de cucerire este ultima etapă? Nu este tocmai pentru a face să se manifeste modul în care va sfârși fiecare clasă de oameni? Nu este pentru a permite tuturor, în cursul lucrării de cucerire, mustrare și judecată, să-și arate adevăratele fețe și apoi să fie clasificați după fel în cele din urmă? Decât să spunem că acest lucru este cucerirea omenirii, ar fi mai bine să spunem că arată modul în care va sfârși fiecare clasă de oameni. Adică, aceasta înseamnă a le judeca păcatele și apoi a arăta diferitele clase de oameni, hotărând astfel dacă sunt rele sau drepte. După lucrarea de cucerire, vine lucrarea de recompensare a binelui și de pedepsire a răului. Oamenii care se supun cu totul, adică cei cuceriți profund, vor fi plasați în următoarea etapă de răspândire a lucrării în întregul univers. Cei necuceriți vor fi așezați în întuneric și se vor întâlni cu nenorociri. Astfel, omul va fi clasificat în funcție de tip, răufăcătorii grupați cu răul ca să nu revadă niciodată lumina soarelui și cei drepți grupați cu binele pentru a primi lumina și a trăi pentru totdeauna în lumină. Sfârșitul este aproape pentru toate lucrurile. Sfârșitul omului a fost clar arătat în fața ochilor și toate lucrurile vor fi clasificate în funcție de tip. Cum pot atunci oamenii să scape de a îndura această clasificare? Dezvăluirea sfârșitului pentru fiecare clasă de oameni se va face atunci când sfârșitul va fi aproape pentru toate lucrurile și în timpul lucrării de cucerire a întregului univers. Această dezvăluire a sfârșitului întregii omeniri se va face înaintea scaunului de judecată, în timpul mustrării și al lucrărilor de cucerire din zilele de pe urmă. Clasificarea oamenilor în funcție de tip
nu întoarce oamenii la clasele lor originale. Aceasta se întâmplă deoarece, atunci când omul a fost creat la facerea lumii, exista doar un tip de ființe omenești și anume bărbați și femei. Nu erau multe feluri diferite. Numai după câteva mii de ani de stricăciune au apărut diferite clase de oameni, unii venind sub dominația diavolilor mârșavi, unii sub dominația diavolilor răi și unii care urmăresc calea vieții sub stăpânirea Atotputernicului. Doar în acest fel apar clasele treptat printre oameni și oamenii se separă în clase în cadrul familiei mari a omului. Așa se face că toți oamenii au tați diferiți. Nu este cazul ca toată lumea să fie complet sub stăpânirea Atotputernicului, pentru că răzvrătirea oamenilor este prea mult. Judecata dreaptă dezvăluie adevăratul sine al fiecărui tip de persoană, fără să lase nimic ascuns. Toată lumea își arată adevărata față în lumină. În acest moment, omul nu mai este așa cum a fost inițial și asemănarea originală a strămoșilor săi a dispărut de mult, deoarece nenumărați descendenți ai lui Adam și ai Evei au fost mult timp capturați de Satana, fără să mai cunoască vreodată cerul soare, și pentru că oamenii au fost umpluți cu tot felul de otrăvuri de ale lui Satana. Astfel, oamenii își au destinațiile corespunzătoare. Mai mult, pe baza diferitelor lor otrăvuri, ei sunt clasificați în funcție de tip, adică sunt sortați după măsura în care sunt cuceriți astăzi. Sfârșitul omului nu este ceva care a fost predestinat de la facerea lumii. Aceasta pentru că, la început, nu exista decât o singură clasă, numită în mod colectiv omenire, și la început omul nu a fost stricat de Satana și toți trăiau în lumina lui Dumnezeu, fără a întâmpina niciun întuneric. Dar după ce omul a fost stricat de Satana, toate tipurile și felurile de oameni s-au răspândit pe tot pământul. Toate tipurile și felurile de oameni care proveneau din familia numită colectiv omenire, care era alcătuită din bărbați și femei. Toți au fost conduși de strămoșii lor pentru a se îndepărta de strămoșii lor cei mai vechi, omenirea care consta din bărbați și femei. La vremea aceea, singurii oameni conduși de Iahve de a trăi pe pământ au fost israeliții. Diferitele tipuri de oameni care au ieșit din întregul Israel au pierdut apoi conducerea lui Iahve. Aceste popoare timpurii, complet ignorante în privința problemelor lumii umane, au mers apoi împreună cu strămoșii lor pentru a trăi în teritoriile pe care le-au revendicat până astăzi. Astfel, ei încă nu știu cum s-au îndepărtat de Iahve și cum au fost corupți până în ziua de azi de tot felul de diavol ticăloși și spirite rele. Cei care au fost cei mai corupți și otrăviți până acum, și anume cei care în cele din urmă nu pot fi salvați, nu vor avea de ales decât să meargă cu strămoșii lor, diavolii ticăloși care i-au corupt. Cei care pot fi în cele din urmă salvați se vor îndrepta spre destinația potrivită a omenirii, adică spre sfârșitul rezervat pentru cei mântuiți și cuceriți. Totul se va face pentru a-i salva pe toți cei care pot fi mântuiți, dar pentru acei oameni indiferenți, incurabili, singura lor alegere va fi să-și urmeze strămoșii în adâncul mustrării. Să nu crezi că sfârșitul tău a fost predestinat de la început și că a fost dezvăluit abia acum. Dacă gândești așa, atunci ai uitat că în timpul facerii inițiale a omenirii nu a fost creată o clasă satanică separată? Ai uitat că a fost creată o singură omenire formată din Adam și Eva? Dacă ai fi fost descendentul lui Satan de la început, nu ar fi însemnat că atunci când Iahve a creat omul, a inclus un grup satanic? Ar fi putut el să facă așa ceva? El a creat omul pentru mărturia lui. El a creat omul pentru gloria sa. De ce ar fi creat intenționat o clasă de posteritate a Satanei pentru a-i se opune în mod deliberat? Ar fi putut Iahve să facă asta? Dacă da, cine ar putea să spună că El este un Dumnezeu drept? Când spun acum că unii dintre voi vor merge cu Satana în cele din urmă, nu înseamnă că ați fost cu Satana de la început. Mai degrabă înseamnă că v-ați scufundat atât de jos încât, chiar dacă Dumnezeu a încercat să vă salveze,
tot nu ați reușit să câștigați mântuirea. Nu am altă opțiune decât să vă alătur Satanei. Acest lucru este numai pentru că ești de nesalvat, nu pentru că Dumnezeu este nedrept cu tine, nu pentru că Dumnezeu ți-a stabilit în mod intenționat destinul ca pe o întruchipare a Satanei și apoi te alătură Satanei și intenționat vrea să suferi. Acela nu este adevărul lăuntric al lucrării de cucerire. Dacă aceasta este ceea ce crezi, atunci înțelegerea ta este unilaterală. Etapa finală a cuceririi este menită să salveze oamenii și, de asemenea, să dezvăluie sfârșitul oamenilor. Este pentru a dezvălui degenerarea oamenilor prin judecată și prin aceasta să-i facă să se pocăiască, să se ridice și să urmeze viața și calea cea dreaptă a vieții umane. Este pentru a trezi inimile oamenilor amorțiți și obtuzi și a le arăta prin judecată răzvrătirea lor interioară. Cu toate acestea, dacă oamenii tot vor fi incapabili să se pocăiască, incapabili să urmeze calea cea dreaptă a vieții umane și neputincioși în a respinge aceste corupții, atunci ei vor deveni obiecte de nesalvat pentru ca Satana să-i înghită. Aceasta este semnificația cuceririi, de a salva oamenii și de asemenea de a le arăta sfârșitul lor. Sfârșituri bune, sfârșituri rele, toate sunt dezvăluite de lucrarea de cucerire. Fie că oamenii vor fi salvați sau blestemați, totul va fi dezvăluit în timpul lucrării de cucerire. Zilele de pe urmă sunt când toate lucrurile vor fi clasificate în funcție de fel prin cucerire. Cucerirea este lucrarea din zilele de pe urmă. Cu alte cuvinte, judecarea păcatelor fiecărei persoane este lucrarea zilelor de pe urmă. Altfel, cum ar putea fi clasificați oamenii? Lucrarea de clasificare ce se face printre voi este începutul unei astfel de lucrări în întregul univers. După aceasta, oamenii de toate naționalitățile de pretutindeni vor fi de asemenea supuși lucrării de cucerire. Aceasta înseamnă că fiecare persoană din creație va fi clasificată în funcție de fel, venind înaintea scaunului de judecată pentru a fi judecată. Nici o persoană și niciun lucru nu pot scăpa de suferința acestei mustrări și judecăți și nici nu există vreo persoană sau vreun lucru care să nu fie clasificate după fel. Fiecare persoană va fi clasificată, căci sfârșitul tuturor lucrurilor se apropie, iar toate cele care sunt în ceruri și pe pământ au ajuns la final. Cum ar putea omul să scape de zilele finale ale existenței sale umane? Și astfel, pentru cât timp mai pot continua acțiunile voastre de neascultare? Nu vedeți că ultimele voastre zile sunt iminente? Cum pot cei care îl venerează pe Dumnezeu și care doresc ca El să se arate să nu vadă ziua dreptei apariții a lui Dumnezeu? Cum pot ei să nu primească răsplata finală pentru bunătate? Ești unul care face binele sau care face răul? Ești unul care acceptă o judecată dreaptă și apoi se supune sau ești unul care acceptă o judecată dreaptă și apoi este blestemat? Ai trăit în lumină în fața scaunului de judecată sau în întunericul din lumea de dincolo? Nu ești tu însuți cel care știe cel mai clar dacă sfârșitul tău va fi unul al recompensei sau al pedepsei? Nu ești tu cel care știe cel mai clar și înțelege cel mai profund că Dumnezeu este drept? Deci cum sunt de fapt comportamentul și inima ta? Pe măsură ce te cuceresc astăzi, chiar ai nevoie de mine pentru a-ți spune pe litere dacă purtarea ta este bună sau rea? La câte ai renunțat pentru mine? Cât de profund mi te închini? Nu știi oare tu însuți foarte clar cum te comporți față de mine? Tu ar trebui să știi mai bine decât oricine ce sfârșit îți vei afla în cele din urmă. Cu adevărat îți spun. Eu doar am creat omenirea și te-am creat pe tine, dar nu v-am predat Satanei. Nici nu v-am făcut în mod intenționat să vă răzvrătiți sau să vă împotriviți mie și prin urmare să fiți pedepsiți de mine. Toate aceste calamități și suferințe nu sunt oare pentru că inimile voastre sunt prea împietrite și purtarea voastră prea josnică? Deci, felul de sfârșit pe care îl veți afla nu este determinat de voi înșivă?
Nu știți în inimile voastre mai bine decât oricine cum veți sfârși? Motivul pentru care eu cuceresc oamenii este pentru a îi dezvălui și este cel mai bun pentru a-ți aduce mântuirea. Nu este pentru a te face să săvârșești răul, nici pentru a te face în mod deliberat să pășești în iadul distrugerii. Când va veni timpul, toată suferința ta imensă, plânsul și scrâșnirea dinților, nu vor fi toate din cauza păcatelor tale? Astfel, nu este bunătatea sau răutatea ta cea mai bună judecată a ta? Nu este cea mai bună dovadă a felului în care va fi sfârșitul tău? Astăzi, eu lucrez în voi, în China, pentru a dezvălui toate firile voastre răzvrătite și pentru a vă demasca toată urâțenia, iar acest lucru oferă contextul pentru a spune tot ce trebuie să spun. După aceea, când voi îndeplini următorul pas al lucrării de cucerire a întregului univers, voi folosi judecata mea asupra voastră pentru a judeca nedreptatea tuturor din întregul univers, căci voi sunteți reprezentanții celor răzvrătiți din rândul omenirii. Cei care nu pot progresa vor deveni doar niște contraste și obiecte de servire, în timp ce toți cei care vor putea progresa vor fi folosiți. De ce spun că cei care nu pot progresa vor servi doar drept contraste? Este deoarece lucrarea și cuvintele mele actuale țintesc toate trecutul vostru și pentru că voi ați devenit reprezentanții și întruchiparea celor răzvrătiți din întreaga omenire. Mai târziu, voi duce în țări străine aceste cuvinte care vă cuceresc și le voi folosi pentru a cuceri poporul de acolo. Cu toate acestea, tu nu le vei fi câștigat. Aceasta nu te-ar face să fii un contrast? Firile stricate ale întregii omeniri, faptele de răzvrătire ale omului, imaginile și chipurile urâte ale omului, toate acestea sunt consemnate astăzi în cuvintele folosite pentru a vă cuceri. Voi folosi apoi aceste cuvinte pentru a cuceri poporul fiecarei națiuni și fiecare confesiune, pentru că voi sunteți arhetipul, precedentul. Cu toate acestea, nu am hotărât să vă abandonez în mod intenționat. Dacă nu reușiți să faceți bine în căutarea voastră și, prin urmare, vă dovediți a fi incurabili, nu ați fi pur și simplu un obiect de servire și un contrast? Odată am spus că înțelepciunea mea este exercitată pe baza uneltirilor Satanei. De ce am spus asta? Nu este acesta adevărul din spatele a ceea ce spun și fac acum? Dacă nu poți să progresezi, dacă nu ești desăvârșit, ci, în schimb, ești pedepsit, nu ai deveni un termen de contrast? Poate că ai suferit enorm la vremea ta, dar încă nu înțelegi nimic. Ești ignorant în tot ceea ce privește viața. Chiar dacă ai fost mustrat și judecat, nu te-ai schimbat deloc și, adânc în sinea ta, nu ai câștigat viață. Când vine timpul de a-ți testa lucrarea, vei trece printr-o încercare la fel de feroce ca focul și chiar printr-un necaz și mai mare. Acest foc îți va transforma întreaga ființă în cenușă. Drept cineva care nu are viață, cineva care nu are o uncie de aur curat înăuntru, cineva încă împotmolit în vechea sa fire stricată și care nu poate face nici măcar o treabă bună ca fiind un contrast, cum ai putea să nu fii eliminat? Ce folos are lucrarea de cucerire pentru cineva care merită mai puțin decât un ban, cineva care nu are viață? Când va veni timpul acela, zilele voastre vor fi mai grele decât cele ale lui Noe și ale Sodomei. Atunci rugăciunile tale nu îți vor face niciun bine. Cum poți să te întorci mai târziu și să începi să te pocăiești din nou când lucrarea de mântuire s-a încheiat deja? Odată ce toată lucrarea de mântuire va fi făcută, ea nu va mai exista. Ce va exista este începutul lucrării de pedepsire a celor care sunt răi. Te împotrivești, te răzvrătești și faci lucruri despre care știi că sunt rele. Nu ești tu ținta pedepsei severe? Astăzi îți spun acest lucru răspicat. Dacă alegi să nu asculți, atunci când dezastrul se va abate pe urma asupra ta, nu va fi oare prea târziu dacă numai atunci vei începe să regreți și să începi să crezi?
îți dau o șansă să te căiești astăzi, dar nu ești dispus să faci astfel. Cât timp mai vrei să aștepți? Până în ziua mustrării? Nu mi-amintesc astăzi de fără de legile tale din trecut. Te-am iertat iar și iar, întorcându-mi privirea de la partea ta negativă ca să mă uit numai la partea ta pozitivă. Pentru că lucrarea și toate cuvintele mele prezente sunt menite să te mântuiască și nu am nicio intenție rea față de tine. Totuși, refuzi să intri. Nu poți deosebi binele de rău și nu știi cum să apreciezi bunătatea. Oare astfel de oameni nu așteaptă pur și simplu sosirea pedepsei și a dreptei răzbunări? Când Moise a lovit stânca și apa dată de Iahve a izvorât, aceasta s-a datorat credinței sale. Când David a cântat la liră laude pentru mine, Iahve, cu inima plină de bucurie, a fost datorită credinței lui. Când Iov și-a pierdut animalele care umpleau munții și nenumăratele bogății, iar trupul său a fost acoperit de bube dureroase, a fost datorită credinței lui. Când a auzit glasul meu, Iahve, și a văzut slava mea, Iahve, a fost datorită credinței sale. Faptul că Petru putea să-L urmeze pe Iisus Hristos a fost prin credința lui. Faptul că El a fost crucificat de dragul meu și că a dat mărturie slăvită a fost tot prin credința lui. Când Ioan a văzut chipul slăvit al Fiului Omului, a fost prin credința sa. Când a avut vedenia zilelor din urmă, a fost cu atât mai mult prin credința lui. Motivul pentru care așa numitele neamuri au primit revelația mea și au ajuns să știe că m-am întors în trup pentru a face lucrarea mea între oameni se datorează credinței lor. Toți cei care sunt loviți de cuvintele mele aspre și totuși alinați de ele și care sunt mântuiți, nu au făcut-o datorită credinței lor? Oamenii au primit o mulțime de lucruri prin credință. Ceea ce ei primesc nu este întotdeauna o binecuvântare. Să simtă acel fel de fericire și bucurie pe care l-a simțit David sau să aibă apă dăruită de Iahve, așa ca Moise. De exemplu, în cazul lui Iov, el a primit binecuvântarea lui Iahve precum și nenorocirea prin credință. Fie că primești o binecuvântare sau înduri o nenorocire, ambele sunt evenimente binecuvântate. Fără credință, nu ai putea să primești această lucrare de cucerire, cu atât mai puțin să vezi faptele lui Iahve înfățișate astăzi înaintea ochilor tăi. Nu ai putea fi capabil să vezi și chiar mai puțin să primești. Aceste nenorociri, aceste calamități și toate judecățile, dacă acestea nu ar cădea asupra ta, ai putea să vezi faptele lui Iahve astăzi? Astăzi este credința cea care îți permite să fii cucerit și a fi cucerit este ce îți permite să crezi fiecare faptă a lui Iahve. Doar datorită credinței primești acest fel de mustrare și judecată. Prin aceste mustrări și judecăți ești cucerit și desăvârșit. Fără felul de mustrare și judecată pe care le primești astăzi, credința ta ar fi în zadar, pentru că nu-L cunoști pe Dumnezeu. Indiferent de cât de mult crezi în El, credința ta nu va fi în continuare decât o expresie goală, neîntemeiată. Numai după ce primești o astfel de lucrare de cucerire, care te face complet ascultător, credința ta devine adevărată și de nădejde și inima ta se întoarce spre Dumnezeu. Chiar dacă ești judecat sau blestemat îndelung din cauza acestui cuvânt, credință, ai credință adevărată și vei primi cel mai adevărat, cel mai real și cel mai prețios lucru. Acest lucru este din cauza faptului că numai pe parcursul judecății vezi destinația finală a creațiilor lui Dumnezeu. Această judecată este cea în care vezi că trebuie iubit Creatorul. Această lucrare de cucerire este cea în care vezi brațul lui Dumnezeu. În această cucerire ajungi să înțelegi pe deplin viața umană. În această cucerire dobândești calea cea dreaptă a vieții umane și ajungi să înțelegi adevăratul sens al omului. Numai în această cucerire vezi firea dreaptă a celui atotputernic și chipul său frumos și glorios. Această lucrare de cucerire este cea în care înveți despre originea omului
și înțelegi istoria nemuritoare a întregii omeniri. În această cucerire ajungi să înțelegi strămoșii omenirii și originea stricăciunii omenirii. În această cucerire primești bucuria și mângâierea, precum și mustrarea nesfârșită, disciplina și cuvintele de dojană din partea Creatorului pentru omenirea pe care El a creat-o. În această lucrare de cucerire primești binecuvântări și primești calamitățile pe care omul ar trebui să le primească. Nu se datorează toate acestea acelui strop de credință al tău? După ce ai câștigat aceste lucruri, nu a sporit credința ta? Nu ai câștigat o valoare extraordinară? Nu numai că ai auzit cuvântul lui Dumnezeu și ai văzut înțelepciunea lui Dumnezeu, dar ai și experimentat personal fiecare pas al lucrării. Poate că ai spune că dacă nu ai avea credință, atunci nu ai suferi o astfel de mustrare sau o astfel de judecată. Dar ar trebui să știi că, fără credință, nu numai că nu vei fi în stare să primești acest fel de mustrare sau acest fel de îngrijire de la Cel Atotputernic, dar vei pierde pentru totdeauna ocazia de a vedea Creatorul. Nu ai afla niciodată originea omenirii și niciodată nu ai înțelege semnificația vieții umane. Chiar dacă trupul tău va muri și sufletul tău va pleca, tot nu ai putea înțelege toate faptele Creatorului. Chiar mai puțin ați ști că ziditorul a făcut o asemenea lucrare extrem de importantă pe pământ după ce el a făcut omenirea. Ca membru al acestei omeniri pe care el a făcut-o, ești dispus într-un mod de neînțeles ca acesta în întuneric și să înduri pedeapsa veșnică? Dacă te separi de mustrarea și judecata de astăzi, cu ce te vei întâlni? Crezi că, odată separat de judecata prezentă, vei putea să scapi de această viață dificilă? Nu este adevărat că, dacă vei părăsi acest loc, ceea ce vei întâlni sunt chinurile dureroase sau vătămările crude provocate de diavol? Ai putea întâlni zile și nopți de neîndurat? Crezi că doar pentru că ai scăpat astăzi de această judecată, poți evita pentru totdeauna acea tortură viitoare? Ce va fi ceea ce va veni în calea voastră? Poate fi într-adevăr acel Shangri-La la care speri? Crezi că poți scăpa de acea mustrare veșnică de mai târziu, pur și simplu fugind de realitate, așa cum o faci? După ziua de azi, vei reuși vreodată să mai găsești din nou o astfel de ocazie și o astfel de binecuvântare? Vei putea să le găsești când dezastrul va cădea asupra ta? Le vei putea găsi când toată omenirea va intra în odihnă? Viața ta fericită actuală și familia ta armonioasă, pot acestea să-ți înlocuiască destinația veșnică viitoare? Dacă ai credință adevărată și dacă vei dobândi multe datorită credinței tale, atunci toate acestea sunt ceea ce tu, o ființă creată, ar trebui să dobândești și ce ar fi trebuit să ai. Acest fel de cucerire este cea mai benefică pentru credința ta și cea mai benefică pentru viața ta. În prezent, trebuie să înțelegi ce așteaptă Dumnezeu de la cei care sunt cuceriți, care este atitudinea Lui față de cei care sunt desăvârșiți și de ce ar trebui să intri imediat. Unele lucruri trebuie doar să le înțelegi un pic. Pe unele discursuri despre taine nu trebuie să te deranjezi să le afli. Acestea nu prea sunt de ajutor vieții și este suficient să le arunci o privire. De exemplu, trebuie să arunci o privire la tainele ca acelea despre Adam și Eva. Tot ceea ce au făcut Adam și Eva atunci și ce lucrare vrea Dumnezeu să facă astăzi. Trebuie să înțelegi că, în cucerirea și desăvârșirea omului, Dumnezeu dorește să întoarcă pe om la modul în care au fost Adam și Eva. Cât de desăvârșit trebuie să fie cineva pentru a atinge standardul lui Dumnezeu? Ar trebui să ai o judecată sănătoasă în privința aceasta și să tinzi din răzputeri spre aceasta. Este vorba despre practica ta și este ceva ce trebuie să înțelegi. Trebuie doar să cauți să intri în funcție de cuvintele despre aceste chestiuni. Când citești că istoria dezvoltării omenirii datează de 10.000 de ani, devii curios și încerci să înțelegi cu frații și surorile. Dumnezeu spune că dezvoltarea omenirii datează de 6.000 de ani, nu?
ce este cu zecile de mii de ani? Cum e de folos încercarea de a dezluși aceasta? Dacă Dumnezeu însuși a lucrat timp de zeci de mii de ani sau sute de milioane de ani, are El nevoie ca tu să-ți dai seama de asta? Nu este ceva despre care trebuie să știi ca ființă creată. Poți doar să arunci o privire la genul acesta de discuție. Nu încerca să o înțelegi ca pe o viziune. Ceea ce trebuie să știi este că trebuie să intri și să dobândești claritate în acest moment. Gândește-te și fii atent la acestea. Numai atunci vei ajunge să fii cucerit. După citirea celor de mai sus, ar trebui să aibă loc o reacție normală în tine. Dumnezeu arde de neliniște. El vrea să ne cucerească și să dobândească slava și mărturia. Cum ar trebui să cooperăm cu El? Ce trebuie să facem pentru a fi complet cuceriți de El și a deveni mărturia Lui? Ce trebuie să facem pentru a permite lui Dumnezeu să dobândească slava? Ce trebuie să facem pentru a ne permite să trăim sub stăpânirea lui Dumnezeu și nu în domeniul Satanei? Acesta este lucrul la care ar trebui să se gândească oamenii. Fiecare dintre voi ar trebui să înțeleagă clar semnificația cuceririi. Aceasta este responsabilitatea voastră. Numai după ce veți dobândi această claritate, veți avea intrare, veți cunoaște această etapă de lucru și veți deveni complet ascultători. În caz contrar, nu veți obține ascultarea adevărată.